Suntem onorați să vă avem noi aici ca invitați. Avem de la conducerea centrală pe domnul Anel Murat, pe care cunoașteți toți. Este coordonatorul regional și este un om care nu mai are nevoie de nicio prezentare, nici din punct de vedere uman, nici din punct de vedere profesional. Avem pe domnul Cosma, președintele organizației de seniori a partidului, domnul Marian Dumitru, domnul Alex Buricea, președintele Partidului Republican, domnul Romeo Botoșineanu. Vă rog frumos să îmi permite să-i dau cuvântul domnului Mohamed Murat. Bună ziua! Încă o dată vă mulțumim că sunteți aici. Eu recent am primit aceste sarcina, având în vedere că am o legătură cu județul Călăraș. Fetele mele sunt din Dragalina și am un sentiment și o relație așa sentimentală cu județul, care îl cunosc din cel puțin aproape 33 de ani. N-am făcut până acum politică foarte puțin, dar am considerat că este momentul să încheie un capitol în viața mea numit capitol de afacere și să intru în politică, pentru că așa este normal. Am muncit foarte mult pentru mine, pentru familie, și acum a venit momentul să muncesc pentru oameni. Am să te informat ce se întâmplă în Călăraș. Am văzut și ultimele, să zic, știrile care au apărut în Călăraș și probleme care au apărut în Călăraș cu postul, să zic, președinte Feliale, domnul Poarna. Nu am fost foarte închirtat, având în vedere că domnul Poarna este o persoană care a făcut parte din sistem și a fost cadru militar. M-a șocat această declarație, pentru că chiar am văzut ultima emisiune care a făcut-o acum când eram pe drum și am văzut cele spuse de dânsul. Eu vreau să spun că AUR nu este un partid și nu e o gașcă care vorbește de interese sub masă. Eu sunt o persoană care sunt convins că și de 3 luni de zile sunt în partid și nici o secundă n-am simțit că nu sunt respectat sau am primit o sarcină care nu este foarte clară. Am văzut că este impresia foarte multe persoane în Călăraș, în județ, despre AUR. Să știi că probleme, Călărașul nu este AUR. Din contra, noi încercăm, așa este, nu suntem politician. Poate domnul Flora are un pic mai multă experiență, dar domnul Marian și alți colegi care sunt probabil mai noi în politică, sunt oameni normali care vrem să schimbăm ceva. Dacă ne privim foarte atent, o să vedeți 70% din oameni în România spun că România merge pe o direcție greșită. Asta înseamnă că trebuie schimbat într-un fel sau altul șoferul. De 33 de ani avem așa joc de ping-pong, PNL, PSD, PNL, PSD, PNL, am mai apărut PD un pic, a dispărut. Eu zic, avem de vedere că nu ne întâmplă așa cum dorim, cred că trebuie o schimbare. Schimbare care provine, și de asta am zis domnul președinte Simion, trebuie să ne bazăm pe oameni care au experiența și care au făcut ceva în viața lor. Da, trebuie să ne îndreptăm către oameni care au făcut ceva, înseamnă așa oameni, și aici mă refer la oameni de afacere, sunt oameni care asumă proiectele și care încearcă chiar să facă ceva cu fapte și mai puțin vorbe. Ce se întâmplă la Călăraș e un lucru trist și din păcate, dar face parte din niște boli cronice a politicii românești. Dacă nu faci ca mine, ies din partid. Ați observat în 2020 și în continuare observam o persoană cu doctrina liberală și care liberalismul în România are o istorie în spate. De la până chiar în anii 27 încoace a fost o prezență și înainte. Iar astăzi vedem un liberal care convins și vorbește foarte cu multe convingere de Partidul Liberal,
Într-o noapte îl vedem, a sărit în brațele PSD-ului și invers. Aici mi se pare mie o chestie care trebuie să ne dat de gândit, pentru că nu este vorba de o doctrină, nu este vorba de un partid politic, este vorba de interesele personale. Ce observ și foarte clar că este faptul că în Călăraș, de exemplu, astăzi când vorbim, salariul mediu net este 3400. Atragerea de fonduri europene pe Călăraș este pe locul 27 în România. Dacă ne uităm și la alt județ condus de PSD, cum este Dâmbovița, unde au atras aproape spre 1 miliard de euro, aici au atras 200 de milioane. Ce vă spun un lucru care e foarte interesant? Călăraș are un punct foarte, să zic, foarte tare din punct de vedere economic, este de Dunărea. De unde izvorăște Dunărea? Venitul pe cap de locuitor este de 11.500 de euro. Iar venitul pe cap de locuitor în zona noastră aici este 480 de euro. Întrebare, cu aceeași sursă naturală care avem noi și nemți acolo la Pătura Neagră, de ce avem așa de puțin noi, când ambele și noi și ei ne bazăm pe aceeași resurse naturale care avem? Și aici vine răspunsul clar, și chiar am fost invitat de către domnul președinte al Consiliului Județean într-o zi, când m-a prezentat un proiect turistic și am zis că nu-i viabil, pentru că nu are nimic în plus, că nu putem vorbi de un proiect care nu are un target foarte clar, dar am vrut să ajut gratuit. Nu l-am cunoscut până în clipa respectivă și am explicat exact ce trebuie să facă ca să devină ca oraș un oraș turistic de atracție și are potențial. Din păcate, majoritatea când ajung la putere, uite pentru cine i-a votat și se îndreaptă numai spre interesele lor. Da, mulți spus, chiar am văzut un prieten de-al meu care a spus despre creșterea economică la realitate, Raed Bogdan, e un prieten al meu veche, în PNL, spunea că există o creștere economică la noi și uitați, o să fim de cele. Da, există creștere economică dacă el privește cazul lui Iulian Dumitrescu. El a avut creștere economică și are mașini de 1 milion de euro. Dar oare nu, el până la să devină om de afacere, om de președinte Consiliului San, a avut creștere economică? Deci așa oameni care folosesc politica numai pentru a să facă averi pe seama oamenilor, pe seama oameni care au nevoie de ajutor. Observați, exemplu, dacă ne uităm așa atenți, o să observați că Călărașul, vă dau un exemplu și așa este la nivel național, în 20 de ani am pierdut aproape 10%, 40.000 de oameni. Având un județ care a avut 320.000 de oameni și astăzi are 280.000 de oameni. Trebuie să suntem în scădere. Deci dacă continuăm așa, înseamnă că Călăraș în 40 de ani o să aibă sub 200.000. Și peste 100 de ani probabil nu o să mai există. Nu vreau să fiu o persoană care chiar vreau să vă spun că orice mai bună variantă, dar vă spun că om de afacere și care o persoană care pentru mine contează foarte mult faptele, nu vorbele, e nevoie nu de un partid. Este nevoie de noi toți. Pentru că batalia este noi și ei. PSD și PNL și asum acest lucru și sunt om de afaceri care aștept probabil după intrarea mea în politică să am în fiecare zi controle. Asum acest lucru și dacă fac acest lucru, fac politica, pentru că vreau că fetele mele să aibă case din Dragarina, acolo la bunici, și se simte într-o normalitate. Asta vrem noi și vă asigur că în partid, nu așa cum spunea domnul Coarna, nu pot să înțeleg că la prima discuție avută cu domnul Coarna, sau să zic o neînțelegere între partid și domnul Coarna, deci o să spună tot ce e mai rău la un partid. Asta este o chestie exact cum ar fi într-o căsătorie. La prima greșeală în care femeia a pus o ciorbă mai rece sau mai nesărată
bărbatul este să-i divorțeze și să începe să spună toate felul. Asta nu înseamnă pozitiv. Asta înseamnă lipsă de educație. Este o persoană lipsită de educație. Și asum și m-aș bucura foarte mult când dorește dânsul pe cele acuzații spuse de el să vină să discutăm și public în fața presei pe fiecare acuzație de a fi bazată. Spunea că organizațiile sunt, majoritatea sunt făcute. Este minciuna. Eu când primesc un lucru și vreau după aia dat la o parte, da? Sau avansat, eu predau ceva care înseamnă munca mea pe acel timp. Predau. Domnule, plec din aur. Dar plec cu un respect față de cei care am lucrat și ca să pot să intru cu respect, unde vei intra? Dacă eu plec cu scandal și următorul vei fi scandal și scandal, nu fac decât rău mie ca persoană. Trebuia să spună domnul Coarna, asta este partidul, poftiți. Sunt toate lucrurile organizate, astea sunt bani primite, astea sunt cheltuielile care avem, astea sunt organizații, astea sunt persoane de contact. Dânsul a plecat fără nici măcar să predea nimic. Este lipsit total de respect față de tot semnul politic, față de Poliția Română, unde a făcut parte într-un moment, și față de Călăraș, unde este deputat sau a fost ales deputat, față de fiecare persoană, pentru că el trebuie să fie exemplar. Că să spui că George Simion că este cel mai toxic. Păi cum ai descoperit tu în 3 zile, până acum 5 zile, l-au dat de George Simion că era președintele partidului? Și cum într-o secundă devine cel mai mare dușman a națiune. Vi se pare normal? Să știți că nimic în viața asta, nu putem vorbi de absolut nimic fără să avem o bază. Baza noastră este să avem caracter și bun simț. În rest putem discuta orice vreți. Și aici, din păcate, cred că orice răspuns la acuzații lui domnul Coarna nu e altceva decât să dăm valoare lui. Noi vrem să vedem de treaba, vrem să facem să fim exemplar, vă garantez și eu voi candida într-un loc că AUR este, nu suntem experți în politică, pentru că nu suntem experți în minciuni. Noi nu mințim, amică. Noi suntem oameni naturali, facem greșeli, le asumăm greșeli care facem. Noi suntem oameni la fel ca dumneavoastră. Nu pot să zic că suntem niște persoane care știm cum să ne ascundem. În anii 2020, domnul Iohannes spunea ciuma roșie de PSD. Și acum PSD-PNL, stai că facem o alianță pe care va dura 10 ani. De la ciuma roșie la o căsătorie pe viață. Totul împotriva orice alt partid sau orice persoană care speră că mai poate să facă ceva. Dacă mai rămâne PSD-PNL încă 10 ani, o să fie Iulian Dimitrescu ori sute de Iulian Dimitrescu. Pentru că nu e normal, oameni buni. Și nu e normal ce se întâmplă. Aici mă opresc și după aia aștept întrebările dumneavoastră, dacă domnul Dorin sau domnul Cosma... Mulțumesc, domnul președinte. Da. Mă ca și cadru militar, fost cadru militar, vreau să-i asigur pe toți cei din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională că lucrurile vor merge pe un făgaș normal. La fel ca și domnul Hamad, și eu sunt destul de tânăr în politică, nu am făcut politică niciodată până anul trecut, dar am venit în acest partid tocmai având în vedere ceea ce se întâmplă în țară și am considerat că este momentul în care și noi militari să ne implicăm cu adevărat în politică de partea dreptății și a oamenilor. Că până la urmă suntem cei care am jurat să fim pentru popor, nu pentru politicieni, nu pentru diversi oameni. Referitor la afirmațiile domnului Coarne, la un moment dat a spus că nu s-a constituit filială la dumneavoastră aici, că nu s-a dorit și în toată țara. Există o decizie a partidului în care se spune foarte clar că trebuie să ai un minim de 500 de membri ca să devii filială. Dânsul a avut 150, pe care nici nu a dorit să ni dea. Deci,
una din minciunile pe care le-a promovat cu foarte multă atenție. A spus că nu respectăm prevederile legale. Nu există. Deci niciun partid nu poate să nu fie constituit după prevederi legale și să respecte statutul care a fost aprobat. Nu văd unde era problema. Referitor la seniori, având în vedere că mă ocup de cei care au trecut la pensie sau care au depășit o vârstă de 50 de ani, vedem foarte bine ceea ce se întâmplă în ultimii ani și am ajuns ca un pensionar după 15-20 de ani de muncă să aibă aceeași pensie ca asistatul social. Nicăieri în lumea asta nu există atâția asistați social cât sunt în România. Deci omul ăla n-a muncit o zi în viața lui și ia pensia unui om care are 15-20 de ani. Este inacceptabil. Trebuie să terminăm cu acest lucru. Vedeți ce se întâmplă și cu această, cum să-i spun, încercare a celor de la putere să spună că militarii, sau cei din Sistemul Național de Apărare, au pensii speciale. Să citim legea. Legea spune foarte clar, sunt pensii de serviciu. Nimeni nu este 24 din 24 ca militarul la datorie. Zi și noapte. Au venit cu acea impozitare, 10, 15, 20%, neconstituțional. Și se va demonstra în justiție că este neconstituțional. De ce? Pentru că trebuie să aplici la toată lumea, nu poți să o aplici pe fracțiuni. Sunt multe de discutat pe această temă. Ceea ce doresc eu este că vreau să arătăm că seniorii sunt un bun de neprețuit al țării, că tinerii au ce învăța, că trebuie să ne folosim de ei și să-i ajutăm pe tineri să se dezvolte și să preia funcțiile importante în stat și că acești seniori merită, după o viață de muncă, merită să se bucure de bătrânețe așa cum trebuie. Nu să stea să alerge să se gândească, mâine am bani pentru întreținere, pentru chirie sau pentru alte, pentru alimente și celelalte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte. O să dau cuvântul domnul Daniel Flora, care este a fost ales ca coordonator pe județul Călăraș. Dânsul are, la fel, a stat o perioadă destul de lungă, am înțeles, în județ, ca, la fel ca și domnul Marian Dimitru. Cei doi care și cu mine ca coordonator de regiune, că vei răspunde și de Constanța, Călăraș, Ialomița și Tulcea, deci vă răspunde de Călăraș. Cred că acest nou variantă va fi sigură și vă asigur că o să aveți un partid deschis care ne bazăm pe comunicare, pe perseverență și pe transparență. Așa cum vă spuneam, da, vrem să schimbăm lucrurile. Sunt o persoană care și nu de față răspunde peste 5.000 de angajați și care încerc să îi tratez de ferit de față ce există. Călăraș are nevoie de, nu de doar de să atragem capitalul, vă spuneam, sau fonduri europene, avem nevoie de firme, companii care să vină, pentru că numai așa putem crește venitul pe Călăraș. Sper să, de data asta, să avem lucruri foarte clare și să putem să convingem oameni că putem face acest schimbare. O să dau cuvântul domnului Flora. Mulțumesc mult. Vreau să mulțumesc și lui Mohamed și Dan și colegilor și prietenilor mei, Marian Dumitru, vicepreședinte, domnul Alec Buricea, președintele Partidului Republican, domnul Romeo Botoșineanu, care este și el vicepreședinte. Se așteaptă foarte mult de la noi într-un timp foarte scurt. Și sunt convins că vom putea face față pentru că am văzut entuziasmul. Ieri am avut o întâlnire cu președinții de filiale. După aceea am fost împreună cu domnul vicepreședinte Dumitru în trei localități și am vorbit cu oamenii. Astăzi am fost împreună cu domnul Botoșineanu în încă 8. Oamenii ne așteaptă, oamenii au spiritul acesta de a
schimba lucrurile și noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor. Este provocator, este greu, dar sunt convins că vom reuși, pentru că oamenii au încredere în noi și noi trebuie imediat cum vom... Eu sunt convins că vom câștiga alegerile și vom ajunge la guvernare. Imediat după aceea lucrurile trebuie schimbate și pentru asta avem nevoie de programe reale, avem nevoie de oameni inteligenți care să le facă și avem nevoie de asemenea de oameni inteligenți, gospodari și cinstiți ca să le pună în aplicare. Foarte mulți dintre oamenii pe care i-am întâlnit, cam asta ne-au spus și atunci noi căutăm. Și am găsit și astăzi am discutat cu 4 oameni care m-au încântat. Și i-am invitat să vină mâine la sediu să discut cu ei. Antreprenori, tineri, cinstiți, pe cât posibil cu studii superioare și mai ales cu dorința sinceră de a face bine. Vom încerca cât va depinde de noi. Să fim în fiecare localitate, pentru că organizațiile pe care le avem aici sunt organizații bune, sunt organizații, cum să spun, vioaie, dar există niște temeri legate de afacerile pe care le au în teritoriu care ar putea să aibă de suferit, de faptul că unii dintre ei sunt angajați la stat și nu cumva să li se întâmple ceva rău. Eu cred că România a depășit nivelul acesta de răzbunare și de presiune. Și dacă nu s-a întâmplat, cu siguranță după ce AUR va veni la guvernare, se va întâmpla. Pentru că am pătimit-o, am văzut-o, știm cum e. Și eu am fost... Întotdeauna am stat și m-am gândit foarte bine atunci când am luat o decizie privind cariera mea. Întotdeauna am stat și m-am gândit și oare cum o fi mai bine, oare cum e mai bine pentru familia mea, oare ce putem să facem. Dar am avut întotdeauna sprijinul familiei. Când am primit propunerea să vin aici la Călăraș, am sunat-o pe Andreea și mi-a zis, pe soția mea, și mă duc la Călăraș. Foarte bine, știi că suntem 100% cu tine. Și am venit cu toată inima ca să rămân și ca să fac treaba aici. Și vă promit că o vom face cu toată deschiderea. Nu numai față de presă, ci față de toți oamenii. Noi acum avem atât de multe, sunt atât de multe așteptări, e un val de nemulțumire atât de mare, încât asta ori va genera o nouă ordine politică și o nouă clasă socială, ori va îngropa pentru totdeauna clasa politică. Și e momentul ca România să fie o țară care să poată să își exprime un punct de vedere coerent și demn și în Uniunea Europeană, pentru că acum stăm în genunchi și nu avem curaj să ne protejăm nici fermierii, nici transportatorii, nici cadrele medicale, nici cadrele didactice. Vedeți ce probleme sunt în țară. Faptul că noi nu reușim să avem creștere economică se datorează și faptului că am neglijat educația. Educația, bunul simț. Și din păcate se vede, se repercutează lucrul ăsta și asupra întregii societăți și asupra întregii clase politice. Sper să vedeți că noi chiar suntem cu totul și cu totul altfel. Marian, te rog frumos dacă... Da. M-a întrebat domnul Murat dacă vreau să iau cuvântul și prima dată am spus că nu. Dar stai și m-am gândit și nu pot să nu iau cuvântul. Ce vreau să transmit... călărășenilor, colegilor de partid. Eu am fost șocat de ce s-a întâmplat. Sunt șocat, încerc să-mi revin, da?
Eu am venit cu sufletul deschis la Călăraș să facem ceva. Ne dorim din suflet și îmi doresc să arătăm că sunt și oameni ca noi. Nu sunt numai politicieni, da? Eu nu știu să fac politică, da? Nu știu să vorbesc în fața camerelor, recunosc, da? Nu-mi face plăcere să ies la televiziune, da? Sunt invitat, dar de fiecare dată am refuzat. Consider că atunci când pleci undeva, să pleci demn, da? Să aruncăm cu noroi este cel mai ușor. Dar zic că nu este cazul, da? Eu am spus când am venit și colegii poate să confirme că nu vin să mă cer cu nimeni. Am un motiv pentru că nu vreau să fac chestia asta. În curând voi face 60 de ani și le-am spus că nu mai am timp să mă împac. Da? Și atunci vreau să transmit celor care au ales să părăsească acest partid, să o facă cu demnitate. Suntem oameni liberi. Cu toții beneficiem de liber arbitru și atunci cu toții putem să o luăm pe drumul pe care vrem noi, da? Dar să o facem cu demnitate, da? Să nu aruncăm cu noroi. Este cel mai ușor să arunci cu noroi. Haideți să încercăm să arătăm că ne iubim țara, că am venit cu gânduri bune, da? Cum și domnul Murat și-a lăsat afacerile și copiii și soția acasă și eu am făcut același lucru. Da? Am venit aici pentru că vreau să construiesc ceva, vreau să las ceva după mine. Asta este dorința mea. Da? Voi merge în continuare cu partidul. Am ales partidul după ce am studiat foarte mult. Da? Pentru mine reprezintă una dintre puținele soluții care au mai rămas. Vreau să las ceva pentru copiii mei, pentru nepoțica mea și pentru viitoarele mei nepoți. Asta este motivul pentru care eu sunt la Călăraș. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Alex, vrei să spui câteva cuvinte, te rog? Da, mulțumesc frumos. După ce am ascultat pe distinși colegi și de la București și de la nivel local, aș vrea să fac doar câteva scurte completări, sau mai bine zis, un apel și la unitate și, bineînțeles, o siguranță care o dăm întregilor membri ai Alianței AUR, din care face parte și Partidul Republican, al cărui președinte de filială județeană sunt, conducerea centrală, că această alianță este cu oameni din popor și pentru popor. Și în condițiile acestea și principiile pe care și țelurile pe care noi ni le-am propus, nu cred că ne putem împiedica sau lupta pentru suveranitate, păstrarea tradițiilor naționale, păstrarea și lupta pentru valorile creștine se pot împiedica, se pot opri la o singură persoană. Cine nu știe să facă parte din echipă, așa cum a zis și președintele Simion, în AUR, în întreaga alianță AUR, vii să dai, nu să iei. Vă mulțumesc frumos. Înainte de a vorbea să puneți întrebările, vreau să vă invit joi la ora 12 aici la conferința de presă săptămânală a Alianței AUR și de asemenea sâmbătă la ora 11 la sala de evenimente de la Hotelul Hestia va avea loc lansarea candidaților AUR la Parlamentul European. Vor veni toate personalitățile pe care le cunoașteți și suntem încântați să putem găzdui un asemenea eveniment de anvergură. Deci, joi ora 12 aici, până când reușim să punem la punct sediul din municipiu, vom face conferințele săptămânale de presă, sâmbătă la ora 11 la Hestia, la ITU, lansarea candidaților AUR la Parlamentul European. Mulțumesc frumos, așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnule președinte, unde vedeți Călărașul astăzi?